Bine am găsit, prieteni! În acest clip voi vorbi încă o dată despre apa magică. Apa magică, nu i-am dat eu denumirea asta, mulți dintre voi ați făcut-o, s-a răspândit și mi-a plăcut denumirea, așa că o păstrez și eu. Am făcut mai multe clipuri despre ea, despre cum acționează ingrediente, chiar am arătat de vreo două ori cum pregătesc eu această apă magică. Dar revin acum pentru că am primit în comentarii, primesc destul de des întrebări în legătură cu ce este apa magică, cum se prepară și așa mai departe. Așa că vă fac acest clip încă o dată. Este bine să ne readucem aminte pentru că să ne readucem aminte despre apa magică, pentru că într-adevăr este are efecte foarte bune. Uitați și pe ecran, avem acest comentariu de la Pati. E la menopauză, nu reușea să slăbească, dar cu ajutorul apei magice a putut să slăbească, să dea jos câteva kilograme. Despre ce este vorba? Se poate pregăti în mai multe feluri. Nu e farmacie aici, nu avem așa cantități la miligram. Nu este neapărat un singur mod de cum se poate face această apă magică, pentru că importante sunt ingredientele și cum componentele acestora ne ajută să scădem insulinorezistența. Deoarece, repet așa pe scurt, ce ne îngrașă în general, principalul hormon care duce la îngrășare este insulina. Insulina determină acumularea de grăsime pe ficat și apoi în jurul celorlalte organe abdominale și împiedică arderea grăsimilor pentru a se obține energie. Dacă insulina se păstrează pentru un timp îndelungat la concentrație crescută, determină aceste efecte care până la urmă duc la apariția diabetului de tip 2. De aceea, pentru a slăbi, este necesar să inversăm acest proces, adică să scădem secreția de insulină. De ce apare secreția de insulină crescută? Principala cauză este reprezentată de consumul crescut de carbohidrați, adică produse care au amidon, făină, cartofi, orez, zahăr, nu mai vorbesc, deci orice produs de cofetărie, patiserie, zahărul ca atare, duc la creșterea secreției de insulină. De asemenea, malțul din bere este un carbohidrat care determină creșterea secreției de insulină, de aceea cei care beau bere și destul de multă și în mod regulat ajung să se îngrașe. Repet, ce se poate face? Trebuie să inversăm procesul. Procesul se poate inversa prin post intermitent, am vorbit pe larg despre asta în multe clipuri, am scos și un curs video despre postul intermitent și las linkul în primul comentariu, consum redus de carbohidrați, pentru că nemai având carbohidrați decât în cantitate mică în alimentație, automat secreția de insulină scade, dar putem să luăm și anumite măsuri care să crească viteza de reducere a insulinorezistenței. Printre substanțele, printre alimentele care duc la care au acest efect, se numără lămâile, oțetul de mere, scorțișoara, ghimbirul. Și atunci putem să facem o soluție care să conțină aceste ingrediente, așa numită apa magică, pe care dacă o consumăm zilnic, grăbește acest proces de scădere a secreției de insulină, ca atare crește viteza de scădere a insulinorezistenței. Cum se face? Vă spun acum o modalitate mai simplă, nu cu fierbere sau cu altceva. Luăm 2 litri de apă în care punem o lingură de scorțișoară, 2-3 linguri de oțet de mere, o rădăcină de ghimbir cam de 3-4-5 cm pe care o tăiem în bucăți și 2 lămâi. Ori folosim zeama de la lămâi dacă lămâile sunt tratate, sau dacă sunt netratate, putem să folosim lămâile întregi ca atare. Tăiem și lămâile, le tăiem în bucăți și punem totul la un blender. Poate că 2 litri de apă să punem în blender e cam mult, nu are importanță, putem să punem și 1 litru de apă și apoi completăm cu apă și în funcție de gust, dacă este prea acră, putem să mai completăm deci cu apă până la 2 litri. Le punem toate astea, de, repet, o rădăcină medie de ghimbir, 3-4-5 cm, o lingură de scorțișoară, dacă este praf, dacă nu, 2-3 batoane, apoi 2 linguri de oțet de mere și 2 lămâi tăiate în bucăți. Sau zeama, cum am spus, dacă lămâile sunt tratate. Le punem la blender, le amestecăm foarte bine, după care punem la frigider și consumăm dimineața și seara câte 100-150 de ml înainte de a mânca. Nu trebuie să mâncăm timp de 15 minute, tocmai pentru a se absorbi principiile active din ingrediente și să
determine scăderea insulinorezistenței. Toate aceste ingrediente conțin substanțe care, prin diferite mecanisme, acționează pentru controlul glicemiei. Da? Și în acest fel scade secreția de insulină. Nu este nicio magie aici, nu este nicio... Nu știu, mi-au mai scris unele persoane care spun, du-te, domnule, de acinare, cum să scade asta grăsimea abdominală. Da, scad grăsimea abdominală pentru că ne îngrășăm în această ordine. Grăsimea se depune apoi întâi pe ficat, după care insulina determină creșterea grăsimii pe celelalte, în jurul celorlalte organe din cavitatea abdominală. Și apare așa numită grăsime viscerală, care este foarte periculoasă pentru aparatul cardiovascular. Ei bine, procesul invers o ia în aceeași ordine. Scade întâi grăsimea de pe ficat, deci dispare ficatul gras, după care se topește din jurul celorlalte organe din cavitatea abdominală, ca atare scade grăsimea abdominală, scade circumferința taliei, în sfârșit. Deci toate acest proces are loc în ordine invers. Deci nu este, repet, nicio magie, totul este demonstrat științific, ingredientele pe care substanțele active pe care le conțin aceste ingrediente, cum acționează. Nu nici nu are importanță mecanismul, important este că acționează în sensul scăderii insulinei, a insulinorezistenței și până la urmă duc la slăbire. Așa deci, încearcă apa magică și corpul tău îți va mulțumi pentru asta. Numai bine, sănătate, la revedere!